Prin taina Sfântului Botez, Dumnezeu ne dăruiește înfierea dumnezeiască și noi făgăduim că viața noastră va fi vrednică de acest mare dar. Cel ce a renăscut din Sfântul Duh prin botezul după Hristos a primit puterea să devină fiu și moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Va primi sigur și definitiv dumnezeiasca și nemuritoarea înfiere și moștenire în veacul viitor, dacă nu va fi îndepărtat de aceasta din pricina morții închipuite. Și moartea închipuită este păcatul. Sfântul Simeon îndeamnă fiecare credincios să lupte duhovnicește, încât să izbutească în fierea dumnezeiască. Luptați-vă să deveniți fii ai lui Dumnezeu și fii ai luminii, căci aceasta ne dăruiește nașterea cea de sus care se petrece prin pocăință. Căci ce lucru mai mare există în cer și pe pământ decât ca omul să devină fiu și moștenitor al lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Adevărat, niciun lucru. Însă noi, călcând fără minte poruncile lui Dumnezeu, cădem din înfierea lui. Păcatul este refuzul nostru de a fi fiii lui Dumnezeu. Plecăm departe de casa părintească și refuzăm să primim iubirea părintească. Însă iubirea nu își pierde răbdarea. În ciuda nerecunoștinței noastre, Dumnezeu rămâne tată blând și așteaptă întoarcerea noastră, care se lucrează prin taina spovedanii. Atunci auzim și noi cuvintele: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. În felul acesta primim iarăși harul dumnezeiești în fieri, căci cel ce a dobândit iertarea păcatelor a dobândit și în fierea. Sfântul Nicodim ne îndeamnă: ridică-te din noroiul unde zaci și mergi alergând să-L găsești pe Tatăl tău, pe prea blândul Iisus. Dacă tu ai pierdut din pricina ta însușirea de fiu, acela, datorită nemărginitei lui bunătăți, n-a pierdut însușirea de tată, după cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul pocăit, ca fiul iubit al lui Dumnezeu, este chemat de acum să stea la masa Tatălui și să se împărtășească cu trupul lui Hristos. Sfânta împărtășanie este cea mai mare binecuvântare pe care o primim după întoarcerea în casa părintească.